Mașinile care nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă nu pot circula pe cel mai înalt drum din țară, Transalpina, din cauza ninsorii. În această zonă se acționează în permanență cu un utilaj cu material antiderapant și lama, în vederea îndepărtării zăpezii de pe partea carosabilă. Începând de duminică dimineața, au apărut primii fulgi de zăpadă pe DN67C Transalpina, sectorul de drum cuprins între lângă și oburșa lotului. Acționăm permanent cu un utilaj cu materiale de la pant și lamă. Astăzi a fost nevoie chiar de intervenție și cu lama, pentru că zăpada depusă a fost mai consistentă decât în dimineața zilei de duminică. Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe sectorul de drum cuprins între rând ca și o bârșă alotului pe timpul nopții, când oricum circulația era închisă pentru că există riscul apariției poleiului, ghețușului sau chiar zăpadă pe carosabil și să aibă probleme, să aștepte intervenția întâi a utilajelor care fac revizie la prima oră în fiecare zi, utilaje încărcate cu materiale de rapant care acționează la nevoie și se evite deplasările dacă nu au autovehicule echipate corespunzător de iarnă. Momentan nu discutăm de închiderea sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârși și întrucât vremea se va îmbunătăți. Cristi Tudor, reprezentant de RDP, a declarat că acest drum se va închide oficial la sfârșitul lunii octombrie. Dacă este cazul, se va lua hotărârea ca drumul să fie închis mai devreme. Momentan nu se pune problema închiderii sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârșea Lutului, pentru că vremea din câte avem prognozele se va mai îmbunătăți puțin. Oficial acest sector de drum se închide la sfârșitul lunii octombrie, dar dacă este cazul, se va lua decizia și mai devreme. Noi sperăm să o ținem deschisă cât mai mult timp, pentru ca turiștii se bucură de acest minunat sector montan.